Face rădăcină pătrată din 6. Răspuns greșit, bă. Răspunsul corect îi face Zoli stream. Asta e răspunsul corect. Seru stoc. Alupigus maximus, oameni buni. O secundă. Trebuie să-mi dau ISO-ul mai tare la cameră, că mi-am găsit un unghi nou de filmare, bă, să vedeți în video special. Și
Așa am putut să profit de lumina frumoasă naturală de afară, mă. Deci, o lumină frumoasă naturală, deci la fel de frumoasă naturală ca mamele voastre, mă. E incredibil așa ceva, mă. Ce faceți? Cum sunteți? Mulțumesc. N-am avut ce să fac, trebuie să bag o ciucanela, că mi-a scăzut glicemia. Voi? Bă, Zapi, dă-și tu o sugestie de piesă pentru proiectul la bio despre brânză mucegăită. Pune și tu, oficial, merge bine de la Alex Velea. Eu zic că ar merge foarte ok. Și că, dar nu mai zice de glicemie că mi se face rău. Nu, du-te și ia-ți-o. E ok. Batoanele alea sunt mișto rău. Bă, încerc să nu abuzez de ele, deci... M-am scuzat că mânc cu gura plină. Așa m-ați dimerit că am făcut totul pe fugă astăzi. Că am stat... Bă, deci a fost o zi foarte faină. Nu știu ce zi ați avut voi. M-am trezit de dimineață, bă, cu un chef, mă, să filmez. M-am pus să-mi filmez video special. Am filmat în jur de 48 de minute. Deci cam atâta o să fie video. În jur de 30 de... Cum se cheamă melodia din intro? Știi să citești. Uite, scrie acolo jos. Ia. Scrie-mi în chat cum îi zici la melodia din intro. Că scrie acolo. Semn dacă ai trecut testul sau nu. Zi, bă, rapie. Gata, ai picat. Nu știi să citești. Nasol. Acum tu nu poți să zici că ești o persoană care nu știe să citească. Ești o statistică analfabetismului. Corect? Ba, uite că ai pus-o. Battle mama delay pe stream. No. Pula mea. Voi? Voi ce faceți? Cum sunteți? Cum vă fuzua? Ce gust au coaiele mele. Ce frumos vorbești, domnișoară. Nu ți-ar fi rușine? Zritor, eu zic să-ți dai... Ai la aparat auditiv un dă-la de volum. Să-ți dai un pic mai tare, să mă auzi. Trist. Să-ți fie rușine. Se putea și mai bine la mine sau mai rău. Să-ți fie rușine și ție. Mai uităm la wrestling oricum, dar cu altă ocazie. Bă! De ce v-am dat seamă aici? De ce v-am dat... Trebuia să mă duc la Sovata din Târgu Mureș, dar am rău de drum. Tot timpul m-am întrebat dacă ăștia care au rău de drum, li se face rău și dacă merg cu căruța. No, ok, era să explodeze telefonul. Ba, nu știu, mă gândeam că îmi ziceți că sunteți ok și toate cele, da? Mulțumesc că mi-ați împărtășit și mie energia negativă de luni. Pentru mine a fost o zi relativ ok, dar sunt aici să vă absorb energia negativă ca un burete. Căruță egal mult aer, egal nu rău. Dar stai un pic, dar cum funcționează rău de mașină? Rău de mașină nu-i din cauza că... ai motion sickness, că se mișcă mașina și urechea ta internă nu poate să sesizeze dacă tu te miști sau stai pe loc și din cauza asta îți vine să vomiți. Are legătură și de și cu aerul care e acolo. N-o servu și poftă mare. Au, deja îngăta mișule până ai scris tu acolo. Nu cred că o să stau tare mult pe live. Cam de lucru o grămadă. Plus, îți prins cu ajuns oamenii de la... No, domnul mister, du-te, fă-ți treaba. Ochii văd că te miști și urechile nu. Păi urechile îți dai seama că nu văd, că doar n-au ochi. V-am dat seama în astăzi să asistăm la progresul nostru pe Plants vs. Zombies Hard Mode. Nu știu dacă ați văzut video-ul nou de pe canalul principal, dar, na, jocul e gata. Păloc, Alexandru, mersi frumos de Soldatus Intergalacticus, bă. 2 luni consecutive și, bineînțeles, o notificare corectă și de la stream, că ai apucat tu să vii aici, și o notificare corectă și de la tine, că ai dat remembership. Destul de sex.
Na bun, care e treaba cu Plants vs. Zombies Hard Mode? Practic e o modificare a jocului, care e mai complicată decât aia simplă, dar ghiciți ce? Mi-au zis oameni în comments la video-ul de astăzi. Păi eu cred că n-am pornit versiunea corectă, stai că nu așa era melodia. Aha. Știu că nu se vede, trebuie să schimb scena. Ăsta trebuie să-l mut aici, așa cum o să se vadă. Uuu, mai încoace. Deci e un mod mult mai complicat decât cel mai greu mod pe care l-ai putea juca oficial pe... modul obi... Futu-ți Cristonia. Ce mă enervează, cât trebuie să mut ăsta că e 4x3, bă. Așa, cred că ar fi ok. Bă, e destul de scaft modul, nu o să vă dau link de unde l-am găsit și din astea, că nici eu nu știu ce dracu am descărcat aici. Dar, da, în principiu e un mod mai complicat decât modul simplu. Am ajuns, în video am ajuns numai la levelul 7 din stagiul 1, deci e destul de cancer. O să trească să fim aici contopiți cu tot ce se întâmplă, bă, și o să am nevoie și de ajutorul vostru. Au un mod de 4chan. Poate am luat virus, ce nu fac eu pentru voi? Vedeți, e scris în enchantment table, deci e tot ok. Și mi-a zis lumea în comments, mă, la video nou, că există moduri care sunt și mai grele decât ăsta. Și mie și ăsta mi s-a părut destul de complicat. Spire din Sudan, parcă vezi. Vezi că-ți fură chinezii datele. Bă, Sorine, să știi că ni le fură deja la tăți, fără ca noi să trească să descărcăm nimica. Bă, dacă nu ți-a părut smart screen-ul, e ok. Ce smart screen? În fine. Da. A, cred că am dat reset la stagiu. Cred că aia am făcut, da. Totul se întâmplă la foc automat aici. Hai de capul meu. Nu o să am timp de zăbovit absolut deloc. Aici o să trească să pun un cherry bomb dacă o să-mi ajungă timpul sau unde ăsta. Dar cred că nici nuca nu o să-mi ajungă. Peste ăla o să treacă. Da, n-am ce să-i fac. Din păcate. Așa ai făcut nivelul. Așa ai făcut nivelul, să belești pula acolo. Din păcate. Bravo, Zapi, știi japoneză. Mă, nu-i în japoneză, man, e enchantment table. Deci eu o să trebuiască să mă joc acum ca caveman-ul. Literalmente văd zombi rău, trebuie să pun acolo. Mult noroc să termin jocul în cel puțin 20 de streamuri. Bă, cine, bă, care avem content? Bă, care avem content? Uite că moare ăla. Mai pot să mai pun încă un piure de cartofi aici. Ăla între timp stă și ronțăne. Punem următorul rând de pișutări. Deocată foarte, foarte, foarte... Așa, foarte NPC moment, o să trească să-mi pun toate chestiile astea aici. Și vin și băieții aia grei. Nu-i nimica că-i rezolvăm. Ice P shooter-ul nici măcar nu-l văd așa necesar, să zic. În mod neapărat. Ăsta o să-și ia, cred că, bătaie, perfect. Bun, hai că deocată e în regulă. Chiar pot să zic că e în regulă. Ăștia o să bubuie, nicio treabă. Joc în limba română din secolul 15. Cum îi zicea, mă, la scrisoarea aia, mă? Deci e prima scrisoare ever în proto-română. Scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung, parcă. Am avut așa un moment de la de epic. Oare chiar aia e? Scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung? Aia trebuie să fie, nu? Așa, acolo am salvat o situație destul de sticky. Ăla o să-și ia bătaie, nicio problemă. Până a ajuns acolo, mâncă-i pula. Scris în 1905. Nu e în 1951, cred că în 1591. Și unde mai apuc, o să pun și niște ice piece shooter de ăștia care dau pișu cald.
Și ăștia cred că îi pun așa la exterior, ca să bubuie direct. Hai că vedem cum o gândim. Dacă o gândim. Da, nu știu ce am făcut acolo, vrea să lasă așa. Da. Nu știu de ce l-am scos cartoforul ăla de acolo. Oricum ăsta moare, e ok. Punem următorul peace shooter. Și mai trebuie să mai pun încă unul acolo, simplu acolo. Golden showers. Așa, bun. Defensiva e pregătită. Coaiele mele sunt foarte mari. Da. Bă, să știți că n-am făcut clickbait la aia de pe stream. Bă, sincer, e mult mai ok decât cum am nimerit pe video. Oh, oh! Ăsta-i primul wave, by the way. Ăsta-i primul wave. Ăsta-i primul wave de ăsta ca lumea. Dar s-ar putea să meargă schema. Repede, repede, repede. Hai că poate apucă cartoful să iasă de acolo. Ia, mai întrebe încă... Așa. Un peace shooter de ăsta. Aici mai pun o nucă, frate. Bacula. Dublu nat. Aia zi. PVZ 2. Eu așa mă feresc de el. Ca de dracu, Răzvane. Ca de dracu mă feresc. De ce m-a jucat 2-ul dacă unul e mai bun din start? Și pur și simplu prin faptul că îi așa o comunitate blană de modding pe ăsta. Bun, pe aia i-am rezolvat. Ăia o să bubuie acolo. Mai pun o nucă. Deci unde apuc? Pun nuci. Unde nu pot să pun cartofi. Și ok, ne descurcăm. Pentru că cartofii văd că își fac treaba foarte ca lumea. Îi PVZ-ul pe chineză din cauza că modul e făcut... Nu-i în chineză, man, e în japoneză. E făcut în japoneză modul. Cred că așa, ca să mai dau... Oricum am o grămadă de sore aici. Mai pun și câte un dăsta răzleț. De ce nu? Why not? After all these years, why not? PVZ2 e mid. PVZ2 mi se pare că e mai mult așa pentru generația asta de zoomeri după 2006. Că adevărul e că... Copcii... Mă rog, sau oamenii care erau copcii pe vremea aia, ei au apucat să joace PVZ-ul. Hai că pe când o să vină, o să... Aoleo, că mi-a pus și d-ăla. Hai că e ok. Boing. E bine. Deci cât de multe plante se pot pune, atâtea o să-și pun. Numai că e foarte de ampulea, uite că se tot spawnează gravestone-uri acolo și în anumite alte locuri nu o să mai pot să mai pun. Aici o să trească să pun un cartof. Unde apuc, punem cartof, unde n-apuc, nu punem. Transpir de la nivelul ăsta, e ok. PVZ2 e prea lung și repetitiv, nu știu, tati, că nu l-am jucat. L-am văzut pe vorul meu mai mic să juca. Dar nu mi se părea rău. Sau rău. La modul down bad. Hai să vedem dacă trecem de wave-urile astea. Ok, ăla s-a dus pe pula acolo. Ar trebui să scap și de... Ia că pun un cartofor. Vine și wave-ul. Ăștia o să-și ia bătaie, dar decât să mă risc, mai bine pun un de-asta. Mai pun încă un ice peace shooter. Pun un peace shooter simplu aici și un nuc aici. Mi-am fortificat, mă. Port ochelarii ăștia pentru că îmi plac foarte mult, Cosmin. Sincer, îmi plac din tot sufletul ochelarii ăștia pe care îi port. Mă fac să mă simt alt om. Sincer, probleme tehnice în paradis. Gata, și-a revenit. Dacă ai ști că e un YouTuber care a făcut peste 1000 de episoade cu PVZ2 și toate într-un span de aproape 10 ani. By the way, seria încă e ongoing. Cum, ambițios. Așa se face treaba, bă. Mi-ar trebui o cireașă ASAP.
Uite acolo, la ăla. Imediat o să pot să o pun. Sau aici, uite, la mijloc mai bine. Da, da. Perfect, gata, nivelul ăsta-i trecut. Îi trecut nivelul. Îi trecut. Nu te atinge de PVZ3, e vai de el. Există? Nici nu știam că există. Trebuie să numești șireașele coaie explozive. Nu bine, domnul Vlad Țeapeș, pentru tine o să fac asta. Bă, nu știu, mie îmi place unule. E un joc clasic, pot să le iei ca un clasic. No, bun. Cu Chomper-ul o să putem să facem multe chestii interesante. Numai cred că deja o să trebuiască... Da. O să trebuiască, cred că, deja să mai îmi cumpăr sloturi de-alea pentru plante, nu? Da. Nu o să pot să-l pun direct. Mama mia! Mă, și Chomper-ul e foarte bun. Dar e 150. Cartoful e 50. Cartoful, zic, e... foarte... foarte, foarte util în chestia asta. Și că Zapi, parcă văd mâine tutoriale indiene pe canal. Stai mă liniștit. Asta să mi-l fac rost din surse sigure și așa. Da, cartoful e foarte bun. Chomper-ul are buff, atacă de mai departe. E bine, de știut. No. Oare pot să fac o chestie? Hai că e bine. Cred că am gândit-o ok. Uf, stai că mai vine în cotură. Aș putea să fac exact același lucru în partea cealaltă. Bun. Man, e cartof. Literalmente. Îi zice... înseamnă că e cartof. Bun, pot să pun și pe ăsta alalt. Și acum pot să pun ăsta aici. Și... Same chestie, exact acolo jos. Acolo jos de tot. Bă, o să trească să pun pinned message că e din cauza că așa e modul. Oh god. Bă, că lumea nu pricepe. Că nu eu l-am pus așa în limba asta străveche. Așa e modul. Așa e modul, e modul scris în enchantment table. Perfect. Am observat că parcă dau și ăștia mai mulți ori decât de obicei. Aici aș putea să pun ăsta așa în caz că... să-mi atenueze un pic durerea de scrot. O să pun ăsta. O să trească să verific după aia pe fiecare salumare. O să trească să verific pe fiecare lane după aia să am câte un ISP shooter, nu cumva. No, ce să fac? Asta nu mai întrebe până la urmă. Așa. Aia a fost o greșeală tactică. Care cred că o să mă coste, dar nu o să mă coste foarte mult. Aici ar mai trebui să mai fac niște linii de fortificație. Survival? Man, ăsta e mai greu ca survival. Asta încerc să vă explic. Da, mă gândesc că are sens să fie mai mulți ori ca să dea plante, ca să echilibreze un pic situația. Oricum, deocamdată relativ norocos, să zic. Cu faptul că ne descurcăm relativ ok.
Și cred că în nivelul ăsta nu o să fie nici din aia care țopăie. Așa e foarte ok. China moment. Nu contează cât dă mai puțin damage. Important e să-i încetinească pe terminați ăștia de aici. Ia să vedem. Pregătim unul în caz de... Bun! Linia ofensivă pregătită complet. Linia defensivă acum. Încet, încet. Uite, văd că imediat pot să-mi iau nuca. The nut. Și wave-ul ăsta o să fie gata. Îmi imaginez cum o să fie la acoperiș. No, lasă, Lucas. No, lasă. O să trebuiască să fac și minigame-urile ca să-mi iau pisica ovul. Deși îmi imaginez că cred că e countered maxim. O să trebuiască să văd unde... Aha. Ălalalt a fost mai greu. Celălalt a fost mai greu. Să vezi cum o să fie la pool noaptea. Voi ce încercați să faceți acum? Să fiți aparat de anxietate pentru mine? Să știți că nu vă iasă. Pentru că eu mi-am asumat provocarea asta. Să știi, Mihai, că nu mă deranjează. Oi, oi, oi! Repeaterul! Hai să încercăm. Hai să încercăm, bă. Hai să încercăm să punem repeaterul loc de P-shooter. Uite, bă, că e și ăla. Oricum ne rămân de-astea în plus. Ăsta, ăsta, ăsta. Și atât. Hai să vedem. Da, adevărat, e mai fun să vezi sharpness. Sharpness 7 în loc de litere, da, true. N-am luat-o de la capăt, Antonio, e un mod. Na bun, o să trească să pun aici un cartof. Aici, pe mij... Aaa, dar n-are ce să-l bubuie, fuck. Să-mi trească un repeater aici. Și preferabil un nice pee. Perfect. No, acum pe când o să vină, o să bubuie de la ăla. Sau nu? Acum o să bubuie 100%. A, așa, perfect. Și acolo să-mi trebuiască un repeater. Pun un de-asta mai bine. Și un de-asta aici. Ia, sper să nu iasă. Repede, ice pew, ice pew, ice pew. Îl mănâncă? Aoleu, s-a apucat să-l mănânce. Fuck. Oh, perfect, la fix o ieșit. La fix o ieșit cartoful. Bac picioarele. No, aia da. Fix, la fix, ați văzut? Doamne! Bă, cartoful cel mai șmecher, mă. Gata, facem repeaterele. Punem și un de-asta aici. Că de ce nu? Perfect. Să fie două rânduri de repeatere. Da, explodează 3 pe 3.
Uite așa. Încă unul acolo. Aș putea deja să-mi pregătesc și nucile. Să le țin pe cooldown. Salut, Nick. Nick Xon 1. Seru, seru, uite-și pe pătrățel. Buretele, bom pătrățel! Wow! Ce tare! Bun, acum fraierul ăsta o să țopăie peste ăsta. Și o să-i cam dea la caca. Dacă apucă să țopăie, bineînțeles. Da, m-am uitat la Monster, bă. Printre anime-urile mele preferate. Dacă nu preferatul meu, sincer. Ăsta pot să-l iau deja. Mai pun un repeater aici. Și pot să pun un Karpfenstein aici. Ăla n-are nicio șansă oricum. Până apucă el să-și dea damage, facem 50 de ani. Îmi doare în cur. Uite, deja i-o căzut găleata din cap. Ok. Lăsăm ăla deocamdată. Vine wave-ul. Oh, ce bine, fix acolo avea de gând să vină ăsta, perfect. O să bubuie oricum de la cartof, super. Perfect. Și bine arăți azi, domnule Zappy. Ho-ho, persoană random, cu siguranță și noastră a arătat super. Păcat numai că nu vă văd. Și nu din cauza că am deficiențe de vedere, din cauza că, pula mea, nu vă văd. No, mi-am mâncat. Ha. Băi, crazy modul ăsta, mă, numai cum vin ăștia să-mi bat picioarele. Da, e ok, deocamdată îi ținem peste, îi ținem piept. Așa spunem toate. Te simți? Da, bă, foarte ok. Deocamdată aș zice că e ca o plimbare în parc. Nu vreau nici să mă fofilez prea tare. Dar da. S-a făcut focalizarea. Gata, a trecut. Încă nu o să pun cireașa. Încă nu o să pun cireașa, că o să ne trebuiască la altceva. La ce cooldown mare are, sincer. Mai bine mai aștept o să... Dar da, aș putea să mai împun căcaturi din astea așa la mișto. Am destul soare oricum. Deci că când mai faci un music video, că gândacul suna bine. Când are gândacul să-mi dea cealaltă parte din banii pe care trebuie să-mi dea. Bă, cum o să faci când vin zombii aia mari cu copilul în spate? Recomand să iei bomba cu porumb pe OP. Vedem. Vedem, nu ne facem deja planuri, că... Să știți, vă zic din experiență, planurile din timp strică treaba, bă. Chiar strică. Mai bine stăm și vedem pe parcurs ce o să fie. Poți să iasă grave-uri să fie omorâte plante? Habar n-am.
Dar văd că iasă grave-urile pe locurile unde mi-au murit plante anterior. Și aia nu-i nice. Aia nu-i nice absolut deloc. E cum un repeat shooter de-asta. Ok, n-au ce să ne facă. I-am dat outplay la joc. I-am dat outplay. Și că poți să-ți mănânce zombie cireașa dacă îți destui într-un loc. Uvu, nu cireșica, no. Lasă că e ok. Am văzut că poți să-mi atace cireașa. Ia, mi-a lăsat zombie. Note in enchantment table, boss mag. Acum gata. No. Ne citește, ăsta-i transcriptul de la filmul Friends în chineză. Perfect. Hai de pula mea. Ei, eu? Îmi cer scuze. Ah, nu, e un d-ăsta. Mamă, muzica asta lovește așa de tare. Mai ceva ca tata lovește muzica. Bro. Asta o păstrăm. Și asta. Ia uitați ce țapul să aibă ăla. Domnul Diznaț o să cam sare direct în cartof. Opa! Ia-le-și pe ăsta. Opa! Nu-mi place că o parte e mai apărată. Mai apărată ca cealaltă. Bă, nu știu ce am Panza! Ah, n-au apucat să sară. Bine. Mama mia, ce e acolo? Bătălia de la rovine, mă. Uai, de capul meu. Bă, tu ai cana cu Minecraft doar că nu joci Minecraft. Pentru că de obicei că mă joc Minecraft, l-a spălat. Hai că aștept să moară ăla, să pot să pun următorul rând de plante. Nivelul ăsta e aproape ca și cel normal, nimic prea special. Ce ne lasă că tu ești foarte special. Să nu lași pe nimeni să spună că nu ești. Ăștia pare că au mai mult taste.
Captain Pulo sărit ăla. Captain Pulo sărit. Noni, mă. O făcut gravestone acolo, gâtul măsii. Eu o să încep să scot din pișul tărești și să pun repeater în loc. Numai să mai survină. Atât îmi vin nuci de alea de pulă să mă apuci, n-am unde să le mai pun. Ai ce nervos e repeaterul. Mamă, la ședința cu... Bă, mi-a scos planta, mă! Bă, ăștia scot plantele! Ne-a întrebat înainte în Shadow, a avut dreptate. Nu că n-o să pierdem. Nu vom pierde. Last stand. Până la capăt, bă. Până la capăt. Ia uite. Așa, ai ronțe în chat, baby. Hai că pun ca aia totuși acolo. Vai, Shani! Gata, nu mai stă. Poftiți, vă rog, punea mărit iardarul. Na, ce? Vine nivelul cu noaptea, boys. Vine nivelul cu noaptea, boys. Oh, God. Oh, God, nivelul cu noaptea. Mama mia, ghetsi. Că poggers. No, mă bucur că vă place stream-ul. M-am dus. No more sorry. Mut autoca. Eduard Nicolo, mersi frumos de un euro prin super chat, te pup. Îmi place că coiul l-a scris în alfabet latin. E ok. Coiul se pare că e scris universal. Bă, literalmente așa vorbește. Asta costă 0. Ai de pula mea. Floarea soarelui parcă-mi dă soare, dar nu dă așa repede, așa e? Ai că trebuie să... Trebuie să renunț... Nu! Nu, tata e cu ziarul! Nu, tata e cu ziarul! N-a fost, ghetsi, că o să avem probleme, amu. Deci floarea soarelui... 100% floarea soarelui nu dă soare. Păi și de unde mi-au soare dacă nu dă floarea soarelui soare? Eu știu că dă soare pe timpul nopții. Ce vorbești? Bă, nu, 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 stai un pic. Eu știu că dă, că în primul nivel așa e, că trebuie să joci cu floarea soarelui, că abia după aia îți dă ciuperca care face soare. Mă, ce decizii grele. O să regret? Nu.
O să regret. Trebuie să dau mai încet muzica. M-am început și muzica aia de noapte acum. Așa se strecoară și străinii în casa mamelor voastre să le miroasă chiloței. Ce? Bă, astea dau soare. Soare, por favor. Gracias. Repede. Ieși afară, frumosule. Oi, oi. Mi-a dat 50 de cenți. Da, cred că o să... Unde pulă dau restart? Așa. Nu trebuie neapărat ăla. Atunci, cred că nu o să pun ISP shooter-ul. Sau hai că pun ISP shooter-ul și pun ăsta atunci. Da, m-a aflat să citesc Enchantment Table. Oare e suficient o ciupercă din asta ca să-i distrugă? Mamă, că n-au nici range. Aha, da, perfect, bun, super. Cu asta m-am convins. Mai pune și câte un de-asta. De ce nu? Mă, ca o range-ul ăla beșit de mic, mă. Bine, bine. Ok, deci cred că o să pot după aia să-mi cumpăr deja chestii. John Cena! Nu mă poți vedea! John Cena, am citit în... ceva catalog WWE că te-a ascuns de fapt în prepuțurile oamenilor. Ce ai de spus în apărarea ta? Nu, nu, nu-mi poți puț. Nu se ascunde în poți puț. Bă, Paule, așa-mi dai tu sfaturi? Zici că n-am terminat jocul de 7 ori pe stream până acum. Te-ai convenit, tataie. No, pe tataie trebuie să-l încetinim o țără. O zic că tataie face anevrism. Dacă n-avem grijă la el. Din numai ce ronță-i acolo. Mă, tataie, dar tu poți să ronță-i, mă, din nuca asta, mă, că tu nu mai ai dinți. Aoleu, bă, dar dă mult damage. Coaie, ce? Nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Aaaa! M-a belit pula. Da. Tataie e crazy. Tata e crazy. Ne-a omorât buricul pe noi. Cum pula mea au făcut chestia asta, mă? Și mi-a zis că nu-i mod greu. Pă dracu. Cu
pe mama, i-am dat-o bine cu aia, i-am dat cu ea pe dulap, apoi i-am dat cu pula în cap, nu știa ce s-a întâmplat, are Alzheimer de căcat. Păi a venit tataie, nu-i se mai scula pula cu aia, i-am zis, băi tataie, ia și tu o pastilă. Foarte bun ziarul cascut. Asta e tactică hoplită de luptă din era lui Nabucodonosor al mare, cel mare. Da. Nabucodonosor cel mare al treilea. A huge cock is approaching. Hai te rog. Bac pula, m-am speriat. Mi-a luat jumpscare de ăla cu găleată. Stați că tot am dat apă pe aici. Trebuie să mă duc să iau mopul. Eu oficial nu mai merge cu YouTube-ul, așa că mă angajez ca om de serviciu. Nu mai alergați pe hol, că vă bag asta în cur. Da, bă, mi-a luat foarte mare jumpscare. Zollywood. Ia uite că vine Onicianul. Aia zic, perfect. Mopi TV. Serios, Crony. Zombi. Taș, mă. Servus. Mai am un sfat, când vine zombi cu fotbalul, are viață ca Gargantuar și nici magnetul nu-i folositor. Dar știi ce-i folositor pentru el? Un pic de deodorant, că pute. Putea căcat. Ia. Atât. Numai cu asta s-i-o forțat să joc, mă, oameni buni, mă. Numai cu asta s-i-o forțat să joc, mă. Bag pulan mă ta, iasă sosul din cur la tactu. Bag pulan mă ta, bag pulan mă ta, bag pulan mă ta. Ai belito, ai belito. Tu ce dacă am belito? Eu măcar pot să o belesc că am prepuț. Voi n-aveți. Tu vă Nabucodonosorul mătii. Iar i-a crescut glicemia. Măi, tu nu ești urologul meu să-mi zici dacă mie îmi crește glicemia sau nu, mă, Crony. Tu trebuie să-ți înțelegi condiția omului de geniu care ești aici la mine pe stream. Deci fără observații medicale că ne supărăm. Bac pula, ce facem aici? Nu ești tu urologul meu? Păi de-aia ți-am zis că nu ești urologul meu. N-ai cum să-mi dai mie inform de-astea. În primul rând că nu e legal, că n-ai voie să practici medicina curului. În al doilea rând, nu ești medicul meu, deși poate aș vrea să fii. Dar asta e viața. În viață nu primim tot timpul chestiile pe care ni le dorim. Câteodată mama nu ne ia Lego Bionicle de Crăciun, că ne ia Lego fake din piață. Aia e, nu putem să ne plângem. Asta este viața. Asta e viața, așa e, mami. N-ai putut să-mi iei și mie un Lego Bionicle. Băga mea și pula să-mi bag, nu. Bag pula. E corect? Zi, mami, corect? Mi-a luat un mie Lego. M-am întâlnit în Cărturești weekendul ăsta cu un tip. Foarte treabă.
Am vrut să-mi cumpere dragul de el un Lego. Deci, bă, Zapi, te rog eu mult, lasă-mă să-ți iau un Lego. Eram acolo, bă, frate, lasă, că oricum am destule. Și așa, am avut colecția aia de Lego cu Minecraft și nu mai e mea. Gata, nu mai colecționez Lego-uri. Bă, dar un Lego Bionicle, mă, ce mi-ar fi trebuit, mă, să-mi bag pula. Tot zic de prepuț sau de pospuț, dar nimeni nu-i pasă de trepuț. Băi, știi cum e? Trepuțul e ca fantomele. Nu există până nu-s dovedite științific. Așa că lasă-mă pe mine cu bazaconile astea. Trepuț. Nu știu ce carte medicală ai văzut tu care să ateste existența trepuțului, dar... Și cu mine ai terminat-o? Cu mine ai terminat-o? Un Lego set Barbie, nu exista așa ceva niciodată. Ai încercat tu să faci acolo o glumiță din aia musantă? Că vinzi ceva, ca să nu zici că, că vinzi Golf 4, cum zice toată lumea de pe YouTube în chat. Și ai zis că vinzi set Lego Barbie. Dar din păcate, eu sunt expert și Lego și Barbie și nu există. Nu există. Există. Dar dezamăgirea față de cadou de Crăciun din anul 2006 încă există. De ce nu mai lua Lego Bionicle Man? Asta. A venit tata cu laptele lejer. Vizi Dacia Solenza? Foarte frumos. Mi-e chiar legit, îmi plac foarte mult Daciile Solenza. Sunt niște pagube materiale adevărate, dar sunt frumoase. Au ele farme culori. Exact ca mamele voastre. Da? Și-o răsări soarele Florin Salam, gheații. Vine și al doilea wave în curând, pe Cartoon Network. V-a plăcut Ben 10? Bianca tot îmi zice că Ben 10 a fost un desen mediocru. Și mie mi se pare foarte blasfemios. Ce? Ce dracu s-a întâmplat acolo, dar... Nu, 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 papa, nu! Aia zic, perfect. Throw her out. Nu știu dacă e motiv bun de despărțire faptul că nu i-a plăcut Ben 10. Da, ne despărțim pentru că deoarece fiindcă... Nu-ți place de patru brațe din Ben 10. Ok. Live-ul cu Rustic o să trebuiască vă cronii să discutăm acolo pe Discord, să vedem cum ne organizăm pentru expediția din Est. Pentru că și eu de-abia aștept. Mâine, de exemplu, nici nu știu cu ce să fac. Apăruiesc cu ce am eu pe aici. Mamă, mai trebuie să termin și Cyberpunk-ul ăla. Știi cum e, mă, Ferry, cu reacția la clipuri? Câteodată am, îs perioade și perioade, mă. Îs perioade când am chef să fac treaba asta, îs perioade când am. Păi așa ni. Ia, cred că e ok, nu știu, dar aș putea să înlocuiesc pe ăsta cu unul de ăsta fresh. Da, aș putea să înlocuiesc pe ăștia care-s damage. Care au brain damage. Am văzut și Power Rangers, deci Power Rangers, forța mistică. Aproape mi-o dat lacrimile când am aflat că Korag era de fapt tată solul la rost. Care a fost de fapt corupt. Da. Ah.
Probabil o să o fac. Probabil că da, probabil că nu. Vede? Rămâne de văzut. Mere foarte bine. Încă nu ne-am dus pe... N-am avut ce face, luați-o, trebuie să o pun acolo. Chiar n-am avut ce să fac. Ia să văd dacă cumva o să-mi apară și unde ăla. Sper că... Ouleu. Deja vin o țără mai mulți. Cred că mai trebuie să mai țâp nuci random pe aici. Altfel nu știu cum o să trec. Am noroc cu cartofii ăștia care mai explodează așa sezonier. Aoleu, că trecut de aia. Nu-i nimic. Brici în sectorul 2! Brici în sectorul 2! Ilegal. Bun, foarte bine. Foarte bine s-o activa mina aia. Repede. Hai să mai punem un rând de ice piece. Astea oricum știu că dau damage cam cât în ăsta. Vine wave, cocul! Aoleu. Aoleu, Onician. Aoleu, nu acolo, Onician, dacă ne văd părinții. Gata, easy. Easy. Se mai întâmplă. Teo Dumitrescu, mulțumesc frumos pentru soldatus intergalactic stat. Apreciez. Trebuie să mai pun Capus de pulus gazosus. Unde Will Smith? Nu cred că Will Smith s-a despărțit de nevastă sa că nu-i, o afla că nu-i plăcea Ben 10. BRB, trebuie să urinez. Nu mai am banane! Cred că mi-a scăzut iar glicemia și ar trebui să mânc ceva, dar așa, așa n-am niciun chef să mânc chiar ciocolată, nu? Bac pula! Stai ce pula SRL! Bă, vreau banane, mă! Zapia de blocat ciuperca din America! Yeah! Mită Nagasaki sau cum Dumnezeu. Consumă zap.
O turba chat-ul. Ce? Ce să cumpăr cu 750? Ce sta în Breaking 3 cu Curse of Vanishing? Nu știu ce dracu am cumpărat. Nu! Ce? Nu, uite-l ăștia, au și, au și ușă, au și de-asta în cap. Bossa mega, lă. Chiria din Cluj. E Sharpness 3 și Unbreaking 4, e sigur? Eu jur că am văzut și Curse of Vanishing acolo. E cumpărat net. Reducere Oșan. Da, am Card Connect. De unde știai? Noi să-l luăm la caca. Ia la-i pe ăla, fai de pula mea. No, aici o să trească să pun un cartofăn. Neapărat în Stein. Neapărat în Stein, că altfel Benitus puline în Pulenbergen. Doamne ajută să bagi jocul Zoli. Mulțumesc. Apreciez încurajarea. Hai, cartofăn. Hai. Cucubau. Gheorț. Aia zic, doamne, l-a evaporat de tot. E bun, și acolo mai trebuie să mai pun încă unul. Bă, îmi place, bă, că în modul ăsta pot să folosesc cartoful la maxim. Deci la maxim, la maxim, la maxim, la maxim. Ia, pune-te acolo, frumosule, hai. Fă un boom pentru... Bă, zoom, taci-mi... Tai. Că n-avem moderator aici. Taci-mi pizda, mătii. NPC. Să te fac pe tine moderator Walter. Nu-i nimica că dacă se mai întorci odată îi blochezi toate conturile pe care și le mai face. Că-i am IP-ul. Îți urești și ție 69. Că și ăștia o să mai trăiască. E ok. Nibă, l-a bătut? Să mor eu. Ok. Și acolo mai vine încă unul. Stai că m-am deconcentrat un pic. Nu știu de ce. My God! Ăla cred că mi se duce pe pulă, n-am ce să-i fac. Deci așa au intrat. Chiar n-am avut ce să-i fac la ăla. Trebuie, mă, de-astea, mă, dar nu prea mi-a mai dat. Perfect. Nu, 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 caca, caca, nu mânca. Mă, că l-au mâncat până la urmă. Să-l fug.
benzivorii. Aoleu, nu i-am văzut pe aia de jos. Nu-i nimica. Fac 150 și pun ăsta, cam cooldown-ul pus. E chill. Perfect. Hai să pregătim acum ăsta. Mai punem și câte un ăsta așa să fie. Vai de capul meu, vine și wave-ul final. Amu. Gen amu, amu vine. Vai. Ai, ok, dice. Cred că putem să-i batem. Ăla foarte prost l-am pus acolo. Perfect. Bun, și... cum abonezi că așteptăm? Nu știu. Altceva nu cred că avem ce face. Așteptăm. Da, cireașa la sectorul 1. E ok. E ok. Mac, o să dureze ceva până o să-și ia la bătaie. O să dureze ceva. Cană PVZ, bă, nu zici rău. Mă, nici nu știu dacă să le iau pe ăla. Uai, că o vine și din ălalalt. Destul de gheați sopaș. Dar cred că tot așa în formula asta trebuie cumva să o dibuim. Deci din ăsta... The zombies are coming. Wow, stai că mi-a venit de pe 4 lane-uri. Bro, ce-o mâncat ăștia la micul dejun? Noi că vedem. Îi ok, că măcar știu că ăștia o să-i omoare pe tăți. Așa o să pot să-mi pregătesc din start ăștia, să n-am treabă. Bun, punem și ăsta aici. Ok, perfect. Fai, ce bun mi-ar fi fost un... Am o idee. Punem ăsta aici. Punem ăsta aici. Numai nu o să iasă până... Nu o să iasă, nu o să iasă, nu o să iasă! Grijania mătii s-o fut în caz și mâne. Îl omoară? Nu cred că îl omoară așa. Zi-mi te rog că-l omoară. Omoară-l! Omoară-l! Bă, plantele astea sunt paralizate? Ce dracu au? Așa. Hai că cred că ia să nu ca până... Ăsta nuca, doamne. Am devenit ce am jurat să distrug. Aia nu e o nucă. Oh, oh. Îmi trebuie neapărat o cireașă aici pe mijloc. Repede, 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 repede. Un soare, soare, repede. Repede. Oh, doamne. Așa. Aici e unde ăsta? Nu cred că ajunge.
Perfect. Lala, n-am ce să-i fac. Deci chiar n-am ce să-i fac la asta. O să-mi fută toată schema acolo sus. Bro, n-am ce-i face. Very sorry. No, e gone. E gone, lane-ul de sus. Bă, ce intens a devenit samba pula. Ăștia nu cred că o să-mi dea soare prea curând. Vă mai mirați că-mi scade glicemia, mă, când îți nivelele astea așa. Bun, hai că cred că s-ar putea să se sincronizeze acolo zombii ăștia. O să ajungă zombii ăla în cartof. Chiar acum s-a dus pe pulă toți, perfect. Deci o sincronizare mai sex decât asta nu s-a putea. Și acum e acum că o să vină și primul wave. Yeah. Destul de nașpa. Destul de nașpa, tati. Dacă vine Luțu Găletuțu, avem un cartof aici. Oi, oi, oi. Mâncam ei pula. Nu-i bine, o să-l mupă ăla de acolo, e ok. Nu ne stresăm.
mă, ce vă gazezul? Fută-vă Stalin, fută-vă Stalin cu grave. Căcaturile noastre. Da, mi-aș fi luat un grave bastard, dar chiar n-aveam unde să pun aici. Hai că e ok. Cât de cât. Mi-ar mai trebui un cartof în aici. Și unul aici. Ăla s-a dus. F în chat pentru camaradul Nucă. Aia zic, vai de capul meu, momule ce lung a fost. Ma, bă. Cred că a fost cel mai greu nivel pe care l-am jucat până acum, ever, ever, ever. Eu, ochii mei, vederea mea solară, extraordinară, de ochelarii mei de soare șmecheri, jocul. Contact vizual, mai ceva ca la actul sexual. Deci, e incredibil, e incredibil. Și că gata live-ul. Deci modul mi se pare ce trebuie. Acum mi-e foarte groază ce o să se întâmple la nivelele următoare. Nivelurile. No, am primit pergamentele de la Marea Moartă. Ce-i asta? Ce-i asta? Ai, catalogul! Albana Hopuli, nici nu-mi trebuie. Bine, mă, că ești tu deștept. O să-ți dea că e nebun, așa e? Mamă, ne jucăm Wacka Zombie? Bă, zombie invizibil? Ce dracu? Ah. Eu iar o să mă doară degetul. Plop Quiet. Ha here. Să vezi ce mag pula în mânta. Eu ce mi-a scăzut glicemia. Vai, ce mă doare degetul.
Da. Asta a fost o metodă să-l prindem pe Jeffrey. Tu te împizi, da, mă, te știi mai întoarce. Nici tu. V-am prins, știam eu că dacă par concentratul să iasă la iveală. Căcănarii din chat care fac spam. Știam eu. Ăsta-i all the streak in the book chat. Finală nouă, ai vrut? Ce faci, Kenzie? Mă, Kenzie, chiar voiam să te întreb. Fai de cap, mă, psiho-șorul, mă. Și că ar trebui să faci reguli pentru live la chat. Auzi aici, dacă ești atâta de cretin încât te apuci să spamezi random și să zici că a, n-ai în reguli, m-am gândit că aș putea să spamez pentru că nu este în reguli, deci e vina ta că tu n-ai reguli. Taci în pula mea, că așa vin, așa vin și sfut un 43 de crocs în cap, mă, omule, mă, nu te vezi, mă. Ăștia sunt oameni fără bun simț. Un om ok nu s-apucă să-ți facă spam numai așa, că el, oricum, probabil e un spam și în realitate, probabil nu-i bagă părinții în seamă, e ok. Da. E ok. Da, cam asta e chestia. Deci dacă căutați hibe în sistem ca să faceți stâmpenile voastre, vă luați cracks. Las crocs. Și crack. Trebuie să văd unde... Bă, trebuie să găsesc ceva de mâncare, mă. Ce aș putea eu să mănânc să-mi crească glicemia? Am găsit chips! Chips. Mom. Bă, cred că-s vechi de vreo 2 săptămâni, dar fai de capul meu, că nu prea pot să mânci de-astea. Vreți? Ați apucat să-l luați? Oi, chips. Bă, deși... Te-ai că au venit bombardierii. Ăsta ne trebuie clar. Ăla n-am de gând să-l iau. Hai să vedem. Cum să facem, cum să facem? Baby, cum se face? Oh, fos. Ai de pula mea, stai că e foarte complicat aici. Gândesc la toate posibilitățile prin care aș putea să dau greș. De-aia n-am eu noroc în viață, pentru că mă supragândesc. Dar la jocul ăsta am observat că supragândirea este o abilitate care este dobândită. Da, este cam dificil. Domnule Green, este foarte dificil. Noi să ne gândim un pic logic. Dacă pula plus pizda egal coaiele au început războaiele, rădăcină pătrată din 6 din floarea soarelui, înseamnă că eu, din păcate, nu o să am destul damage pentru ăștia. Ăsta e un must. Și ăsta la fel. Și ăsta la fel. Și ăsta la fel, și ăsta la fel, și ăsta la fel, și ăsta la fel. Dar mi-ar fi trebuit mai mult damage de undeva. Dar se pare că nu de aici. Se pare că nu de aici. Hmm.
full-time overthinker. Lăsăm așa. Vedem ce-o fi. Ne vom aventura în aceste adâncuri adâncoase. Eu zic să ne băgăm pula în lawnmower-ul ăla. Du-te și al. Dacă îți place ție așa mult, du-te și al. Borzoș, fiți atenți numai schemă. Asta e schema Sun Tzu, fiți atenți. O să ajungă primul fotbalistul. Ia uite ce se mănâncă acolo. They do be eating out each other. Al ăsta nu prea am avut ce să-i fac, sorry. Da, o să mi se ducă pe pulă și alea la alte două. Da, ok. Este un cost pe care mi-l asum. Hai, hai soare, dă-i! Perfect. Pe ăla n-avem cum să-l atragem de partea noastră, din păcate. Nu, ieși, nu, că te rog. Aia zic. Nu a murit. No. Gândit altfel. Nu, no, trebuie să-i dau restart. Mă-mi ba pula, el mâncat. Deci... treburile astea corporale mă distrag foarte tare. Alta viitoare să încerc cu pufuleți. Na bun. Nu, Almana. Ieftin și bun. Ăsta, nu. Ăsta nu. Ai, 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 ia, 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 cucu jumbo. Și ăsta. Deci pe ăsta o să se ducă din start pe pulă, din prima. Că no, n-o să am cum, n-o să am cum să-l rezolv. Ceva să te întreb? Nu mai știu.
Ești destul de prost. Hai că vine tataie. Cred că îi lăsăm o psihedelică pentru tataie. La ăsta îi lăsăm o nucă plus un d-ăsta. Și la ăsta îi lăsăm un d-ăsta. Perfect. Și acum nu mai am bani pentru ăla la altul. Ba, cu la viața mea. Bă, nivelul ăsta e foarte greu. Nu mi-ajung, deci nu mi-ajung banii, nu mi-ajung banii pentru nimic. Nu, nu. Aoleu. Ai de capul meu, omule, mă doare capul. Doamne, și ferește. Orice aș face, stau în faliment, mă. Deci rămân în faliment, n-am... Deci cu... Ai de capul meu, cum îi zice, mă? Cu nicio plantă de dă damage, eu nu le dau damage la ăia. Deci n-au cum să le dau damage. N-am cum să-i dau damage nici lui tataie, că după aia dacă își pierde ziarul, he goes berserk. Bun, ok, că dacă pui Grave Buster pe plante îți dă soare. E fake. Nu există. Astea sunt căcaturi de alea de pe YouTube Shorts. Ce faci dacă îți pui pe șina de tren coaiele goale și te calcă trenul? Primești $1,000,000. Nu funcționează așa. Nu. Dar nu renunț. Acum încerc să mă gândesc. Bac pula iar chips. Oricum n-aveam de gând să renunț așa una cu două, da? Aici cam trebuie observat pattern-ul la level. Dar ăsta, dacă mă întrebați pe mine, e pe departe cel mai haotic nivel pe care l-am avut până acum. Măi, dar-i prea scump Chomper-ul. Așa de bun ar fi fost Chomper-ul, bă, dar-i prea scump. Floarea soarelui nu merită să o iei pe noapte pentru că îți dă la fel de mult soare cât ți-ar da ciuperca și mai ieftin. Chomper-ul nu omoară fotbalistul. Ok. Bun, deci aia nu face Chomper-ul. Bun, bine. Ăsta nu face nimic. Ăsta e cât de cât util.
ăsta să bapula dacă mi-a fost vreodată util la ceva spermezeu ăsta de 75. Ăsta e ok, dar nu e ok împotriva la ăsta, dar e ok împotriva lui tataie. Măcar atât. Sau nu? Nu e ok nici la tataie, că lui tataie nu mai sparge ăsta, cred că ziarul și atâta. Nici nu știu dacă îmi trebuie nuca în mod neapărat, că nici da. Băi, eu n-am apucat să pun mai nimic. Deci cred că tot așa trebuie să-l joc. Dar n-am damage. Și ăsta ar fi super ok. Dar n-apuc să-l folosesc. Ever, n-apuc să-l folosesc. Mi-am gândit ce pula mea să fac. Of, capul ăsta mă îmbubuie, deci te gândeam acolo. Nu-i chestia de două rânduri de ciuperci galbene, că nici n-apuc să mi le pun din cauza că vin prea mulți d-ăștia. The zombies are coming. A, dar vă cred că timpul vine așa. Interesant. Deci observ că nu vin tot timpul. Deci mai mult după bafta mea când începe nivelul. Ăla nu-mi dă suficient de mult soare. Ăla din mijloc oricum văd că mi se duce pe pulă. Uite-l bă și pe tataie acolo. Bro. Încă un tataie. Vine și fotbalist. Fuck. Cumva se poate trece de nivelul ăsta. Era foarte... Nu era bine, nu. Nu era bine, pentru că m-ar fi bătut fotbalistul. Nu mai aveam ce să fac acolo. Chiar nu mai aveam ce face. Da, deci ăsta chiar n-am cum să-l pun. Cred că nici nuca n-am de ce, că n-am la ce-o folosi. Legit. Legit n-am la ce folosi nuca. Bă, mi l-o dat pe tataie deja din prima, mă cac pe mine. Nu mere mă să dai grave buster pe nimic. Thank you.
Hai bă, încă unul. Echipul nu dă așa să-l distragă. S-o fut pe măta, joc infect. Uite, acum numai mi-o căca soarele. Du-te morții mătii să te duci. Altarul mătii. Numai atunci s-a gândit el. Vine și tataie, perfect. Foarte sexy. Foarte sexy tataie. Sunt doi tataie, na bun. Pe care dintre tataie anihilăm? Cea mai proastă idee am avut-o. Cea mai proastă idee. Cea mai proastă idee. Bac pula măsa. Deci eu trebuie să am norocul la un moment dat să mi se alinieze toate stelele din galaxie și să-mi dea într-un final combinația perfectă situațională de zombii care vin să mănânce mie pula și coaile. Bă, ce situație neplăcută. Uite și aici, la fel. Mai dă-mi un soare gâtul mătii. Dacă are rost. Da, n-are rost. Ah, nici pe ăsta nu-l fac. Deci chiar, în punctul ăsta, chiar nu mai știu ce să mai fac. Ce așa zic, trebuie să ai... Ăsta-i dus pe pulă. Deci n-am ce să-i fac. Trebuie 2 cartofi pentru fotbalist, că nu moare din prima. Deci nu moare din prima, aia e chestia. Hai, du-te, 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 perfect. Amu. Perfect. Mm.
O, să-mi va pula măta, să iau cu măta în pulă și să-i fac elicopterul. Ah, ok, calm, 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 ne liniștim. Ne liniștim, ne liniștim, ne liniștim. Ne liniștim, e numai un lawnmower. Mai ies din astea. Cred. Mai pierd încă unul. Batula. Hai de capul meu, mă. Pe rândul ăsta nici n-am pic de apărare, nimic. Am venit pula. Am venit pula. Ha-ha-ha-ha! Belicula la final! Ha-ha-ha-ha-ha! Ai de capul meu! No! Mă, omule, cum a fost? Aproape. A fost aproape, bă. Așa e de la mod, mămișule. The zombies are coming. Oh. Noia, da. Noia, da. Doi zombi și șunta ta e. Lejer. Ce să zic. Nici lui ăsta nu prea am ce să-i fac deocamdată. E degeaba. Încercările mele sunt futile. Și futile și futute.
Ieși, te rog. Bun. Nu știu dacă a fost o idee bună, dar... Fuck it. Deja în punctul ăsta... Nu mai are rost să ne uităm înapoi. Vine tataie. Trebuie să fiu atent în prea multe direcțiuni, God. Mă, ce rampage de tataie să mor eu. Dar nici n-ai cum să-l bați. Mă, uite cât damage trebuie să... Ai de pula mea. Vai de capul, e gata, bă. Nu pot să cred. L-am terminat. Ai de capul meu. Da, se mai defocusează căcatul ăsta de cameră, că are autofocus din 1973. Doamne și ferește. Ce stagiu am acum? Da, bănuiesc că data viitoare, na, nu, no, mi ajunge pe astăzi. 2 din 7, bă. A, deci aia înseamnă că mai am două nivele, cred că și-am terminat cu stagiul ăsta și după aia o să fie ăla cu piscina, cred. Nici nu mai știu exact. Bă, eu mă duc să bânc, frate, că jocul ăsta mi-a scăzut glicemia maxim, bă. Ne mai vedem și mâine pe stream, mersi frumos că ați venit. Sper că v-a plăcut, sper că vă place PvZ Hard Mode, o să ne mai jucăm, că, no, unul dintre... Să zic așa, obiectivele acestui stream la un moment dat e să terminăm și cu ăsta de aici, nu? Să fie treaba, zic eu. No. Și pe ce să zic eu, sper că v-ați simțit bine, că ați avut încredere în mine că o să trec acolo, că nu-i nicio problemă și că tătul o să fie ok, bă. Aia zic. Să-ți o zic cât mai bună, mă. Mersi frumos încă o dată că ați venit. O seară cât mai faină, poftă bună și vouă dacă mereți acum să vă hrăniți creierașele, așa cum s-o hrăni și zombii ăștia, și să ne auzim la videoclipul următoare și la stream-ul următor. Ne vedem în el la 4. Peace. Adică pișu.